Minciuna cu picioare lungi, de Dan Mihăescu. Dormeai? Simona, iubita mea iubită, Radu la telefon. Ah, da, bine că ai precizat cine e, că te aud foarte rar și s-ar putea să te confund. Nu să dorm la ora asta, dar abia două noaptea. Hai, ești malițioasă, inutil. Să știi că stau la o terasă cu Sandu Lefteriu, colegul meu de liceu pe care nu l-am văzut de 10 ani. Ne-am întâlnit întâmplător. El stă la Brașov și a venit pe aici cu treburi. La catalog veneam imediat după el și putea să-mi sufle, că era tocilar. Mânca istorie pe pâine. Radu, crezi că e momentul potrivit pentru amintiri din copilărie? Iubire, există prietenii care rezistă absenței și timpului, spunea Madame de Sévigné. Bine, bine, vorbim acasă, acum culc, pa! Somn ușor și sărutări de mâini din partea lui Sandu Lefteriu. Ce faci, Simona? Mă uitam la televizor, așteptându-te ca o proastă. Cum ar fi fost să mă aștepți ca o deșteaptă? Brațele unui amant. Oh. Nu toate femeile sunt fraiere ca mine. Radule, Radule, gata. S-a umplut pahar. Hai, exagerezi, mon amour. Nu există diferent pe care doi oameni inteligenți așa să nu-l poată rezolva prin dialog. Da, da. Păi da, faci din țânțar armă asta. N-ai vrea tu. Ah, Doamne, Doamne, ce greșeală am făcut când m-am măritat cu tine. Și inițial te respinsesem. E cea mai frumoasă amintirea mea. Nu, că ești impertinent. Și mă crezi redusă mental. Ei, nu. Povestindu-mi cum ai stat tu până la ora asta cu un fost coleg de liceu, să-ți fie rușine. Îmi telefonez noaptea de la vreo fufă și mi-ndrugi o poveste stupidă cu un coleg de liceu. Elefteriu, nepotul podului Elefterie. Ai inventat și tu numele la repezeală. Lecții? Da, Sandu este căsătorit cu o fată splendidă, o farmacistă din Codlea, cu Cristina. Deși el e chel ca o bilă de popice și gros ca gororul lui Horia, să știi că se potrivesc. Du-te, frumosule, și lasă-mă singură toată noaptea, că de-aia m-am măritat. Ca să stau nopțile singură. Ia uite, vezi că e cineva la ușă. Poate ne încearcă vreun hoț. Deschide! Doar așa să mai văd și eu o figură de om normal. Stai că mai bine deschid eu. Poate că în locul colegului de liceu te caută o colegă, hai, dragă. Hai, dragă, hai. Sărut mâinile și mii de scuze pentru deranj. Credeam că dormiți. Dar am văzut lumină la dumneavoastră și mi-a permis... Dar cine căutați dumneavoastră? Pe cine? Iertați-mă, mă numesc Lefteriu. Alexandru Lefteriu. Coleg de școală cu soțul dumneavoastră. Dar noi nu dormeam, soțul meu a venit abia de puțină vreme acum. Știu, stimată doamnă, am fost împreună. Radu! Radu, e domnul Lefteriu, colegul tău. Elefteriu la mine? Cred că ai halucinații. Dar spunea că se întoarce la Bacău. Nu, ai spus la Brașov. Răducule, eu sunt dragă. Te rog să mă ierți, dar n-am vrut să plec din București până nu o cunosc pe soția ta. Până nu-i cer scuze, fiindcă, iertați-mă, eu sunt vinovat pentru lipsa ta de la domiciliu. Radule, dă-mi voie, felicitări. Ai o soție superbă, norocosule. Da, vă mulțumesc, domnule. Mulțumesc eu de invitație. Știu că sunt total inoportun, știu că unele soții sunt mai circumspecte și n-am vrut ca Radu să aibă necazuri. Dar pare foarte bine de cunoștință. Știi de colega, ia-l-o. Nu, nici gând, nu, v-am incomodat destul, gata, o zi bună și... Dar stați, abia dimineață. Luați loc, vă rog. Mă duc să pun de cafea, da? Cum vă place cafeaua? Tare, stimată doamnă, da, tare. Zahăr sau fără zahăr? Fără. Tare și fără, da. Cine ești, domnule? Spune repede că mor. Lefteriu. Ce Lefteriu, domnule? Care Lefteriu? Eu nu cunosc niciun Lefteriu. Eu nu mi-am inventat de mine ca să nu intre nevastă mea la idei că am întârziat noaptea acasă. Ce vrei de la mine? Ce cauți? Cine ești? Adică un om care îți vrea binele și sunt primit așa cu ingratitudine? Dar unde știi ce am vorbit cu nevastă mea despre un coleg de liceu? Hai, spune repede că n-avem timp. Ești profesor, da? Se poate muri de foame și altfel. Ca bibliotecar, de exemplu. Dar nu cred că ai venit aici pentru CV-ul meu. Domnule Radu Mareș. Exact.
Azi noapte am fost și eu la barul Colibri. Bun, și? Păi mă aflam într-o cabină de toaletă când a intrat dumneata, probabil ca să poți vorbi nestingherii la telefon. Păi fără să vreau, sigur, am auzit tot ce ai vorbit cu soția la telefon. Și? Te-am urmărit de la plecare până aici și m-am gândit să te salvez. Dar de ce? De ce? Dintr-un sentiment de solidaritate masculină. Hai, doamne, hai să-i spunem doamnei tale tot adevărul și plec rapid. Sunt convins că nu o să se supere. Nu mai fi așa de convins. Stai să-ți bei cafeaua și spune... Stai puțin. Adică ce, n-ai fost singur la bar? Ba da, și... Că te pupai cu găbița aia blondă? Hai, domnule, termină. Hai, lasă-mă, că ați dansat tango erotic cu figuri în aplauzele generale. Vezi, ce rost are. În plus, sunt adeptul înțelepciunii populare care spune ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. Vorbești cam bine. Păi da, chiar m-am întârziat la vorbă și n-aș vrea să întârziați la slujbe din cauza mea. Nu întârziem. Simona, soția mea, e medic, dar la cele fursă sunt acum în profesie, ei a ales să lucreze la o agenție matrimonială. E de după amiază și eu mai am timp să ajung la biblioteca unde muncesc, pe bani puțin. Da, mă rog, eu vreau să... Uite de aici și câteva cursecuri, e gata cafeaua. Vă mulțumesc. Iertați-mă să știți că mă simt prost că v-am dat de lucru. Nu. Doamne, îngăduiți-mi să vă mulțumesc că sunteți pe lume. Dacă mai rămâneți prin capitală, mi-ar face plăcere să cunoaștem și noi pe doamna, nu-i așa, Radu? Da. Să ieșim undeva împreună sau să ne faceți o vizită? Eu aș vrea neapărat să ne împrietenim. Cum să vă spun? Știi, niciodată nu strică un doctor la casa omului. La ce clinică profesați? Dacă nu sunt indiscret. La niciuna. M-am angajat la o agenție matrimonială. Și merge? Mă rog, știți cum se spune, de boală, de moarte și de căsătorie nu scapi. Deci când veniți cu doamna pe la noi? Dacă tot sunteți în București, insist să ne vedem. Vai, doamne, da, sunteți chiar irezistibilă. Numai că Radu are o soție atât de splendidă încât Gabriela mea, ce precis, se va simți eclipsată. Nu vă cred și oricum nu ne întâlnim pentru un concurs de frumusețe. Eu promit să o întreb, să-i propun, dar acum am stat destul, gata, chiar prea mult. Aoleu, bine. S-ar putea să plecăm mâine. Stați așa, de ce să nu ne vedem diseară? Vorbim, scuze pentru deranj, mulțumiri pentru tratație. Pe curând. La revedere. Te conduc, prietene. Să știi, cafeaua ta mi-a luat somnul de tot. Vă mulțumesc. Drăguță persoană. Ei, ce impresie ți-a făcut prietenul meu? Confuză. Și e normal, date fiind ciudățenia vizitei, nu? Tu ai motive să fii recunoscător acestui om. Hai la culcare, hai. Să ațipim măcar un ceas sau două că se poartă de somn. Sunt foarte curioasă să cunosc pe iubita lui Lefterescu. M-a sunat să-mi mulțumească pentru primirea de astă noapte. Și l-am invitat la noi, vine. Ia stai, când te-a sunat? Mie de ce nu mi-ai spus? Ei, ți-e spun acum, uite. Trebuie să vină oamenii ăia cât mai curând. Ia, uite că au și sosit. Mă duc să-i întâlnim. Sărbătorile! Bună ziua! Frumoasă doamnă, să vă ofer acest buchet de flori. Vai, vă mulțumesc. Dar cea mai frumoasă floare este doamna dumneavoastră. Da. Găvița, sprezim pe distinsa doamnă Mareș. Vai, îmi pare bine și vă sărut cu mult drag, dar cu mult, mult drag. Vai, dar ce mincinos sunteți, domnule Lefteriu. Ce doamnă frumoasă aveți. Vai, m-ați prins. De unde se vede că minciuna are picioare scurte. Dar luați loc. Bine, ați venit. Da. Radule, ați văzut? Radu s-a și emoționat, se bâlbuie. E normal, în fața unei apariții atât de fascinante. Să sărut mâna, doamnă. Radu, ia, zi, nu-i așa? Ți-am făcut o surpriză, ai? Da, dar și vă stă foarte bine împreună. Eu propun să renunțăm la pronumele de reverență și să ne spunem pe nume. Ce all zici? All right! Dar ce-i cu tine, Radule? Ți-a pierit piuitul? Propune, te rog, o băutură, ceva. Bine. Whisky, cu gheață. Scuzați-l. De la frumusețea Gabrielei a făcut un șoc. Deci ce ați stabilit, om?
Când vă întoarceți acasă la Brașov? Așa, deocamdată nu, deocamdată, Gabriela, nu așa, că deocamdată mai stăm aici. Sandu, vrei să vii puțin să spun ceva? Da, cu plăcere, cu plăcere. Iertați-mă că mă duc puțin să ajut pe... Da. Dumneata ești dement? Eu? De, cum ne aduci în casă pe asta, pe parașuta asta? E ce parașuta, mă, ușurel. Nu e iubita ta sexoasă de la bar? Cu toi e nebunie. Ei, lasă-mă în pace, nu erai căzut în limbă după ea? Am crezut că îți fac o plăcere, se poate. Plăcerea asta s-o ai tu. Doar te-ai convins că sunt căsătorit, ai cunoscut-o pe nevastă, mă, ce vrei să-mi faci? Băi, este să de unde o cunoști tu pe Găbița? Cum de unde? Adică eu nu sunt avocat? Și m-am angajat într-un proces de succesiune? Mă rog, un freac, nu-ți dai seama. Care? Hai, lasă, hai, că vorbim noi acum, nu-i momentul. Hai, ia tava, ia tava și hai să mergem aici, vină-o pace. De ce nevoie ai avut tu de lefteriu? Pardon, da. De Alexandru. Să alegem marca de whisky, da, da. Treabă de bărbați. Da, aveți o casă foarte drăguță, uite, partez, care interioară. Da, la sus un apartament, mansardat, două cămăruțe, baie și un balcon. Da, un cuibușor drăguț pentru doi porumbei. La Brașov aveți casă? Ah, mulțumesc lui Dumnezeu, am, deocamdată am o profesie bănoasă, am casă, n-am. Ei, n-am. Sunt avocat, ce să fac? Din păcate, cinstea și norocul nu merg împreună. Mă rog. După ce am plecat de la voi, m-am gândit bine la mai multe lucruri care ne-ar putea lega. Eu cu Găbița am decis să ne mutăm în București. Da. Pe aici e locul cel mai propice pentru progres personal. Da. Bine, da, în toate domeniile, vreau să spun. Deci, ne-am stabilit definitiv aici. Ați deveni într-un fel familia noastră. Oh, ce bine. E, ce-ar fi să vă cununăm noi? Simona, lasă-i pe ei să aleagă. Da, sigur, dar să țină seama că ne-am înscris primii. Da. Dăm o idee. Da. Poate să vi se pare nepotrivită, dar ce-ar fi să ocupați deocamdată apartamentul de la mansardă? Nu, ipoteza că nu vă cumpărați imediat o locuință și că vă convine. Puteți sta la noi, în formulă strict amicală, să știți, adică fără obligații pecuniare. Dar ce i-a trece cu tine? Ah, dacă bei prea mult și cu gheață. De la poluare, Bucureștiul e cel mai poluat oraș din Europa. Haide spune sus, hai să vă arăt apartamentul. Vai, că mai târziu. De ce poate da? Vezi că așa riscă să urca? Nu știu că... Uite, acesta este apartamentul de la mansardă. Vai! Cum mi se pare? Vai, ce mic e, ce drăguț e, nu, Găbița? Vai, dar e foarte romantic, vai, așa. E un mic apartament intim la mansardă, ca pentru doi studenți îndrăgostiți, dar e un popas de seară pentru iubire. Eu zic așa, aici să punem tabloul nostru ăla, care, știi? Da. Acum nu putem spune mai multe până nu se pronunță Radu. Ei, Radu! Nu, ar fi o soluție strict provizorie, dar inconfortabilă pentru voi. Nu, Radu, ai fi sincer. Un moment. Ba da, așa e, nu? Nu, noi doi ne pictiseam de multe ori seile. Ai, da. Dragă. Mă rog, când Radu nu pleca să se distreze prin târg. Nu mai ironiza, băiatul. Vai, da, Radu fluturaș de noapte. N-aș fi crezut. Nu știu, are așa un aer de sfânt. Mersi, fraților, în primul rând dați-mi voie să beau acest pahar de whisky în sănătatea voastră. Permiteți. Fraților, întotdeauna am fost omul hotărârilor rapide. Primo, ne-ați fi de ajutor cu apartamentul de la mansardă. Pentru foarte scurt timp. Este un gest de mare prietenie, dar nici să nu vă gândiți că admit gratuități. Secundo, mă pot duce singur la Brașov. Să aranjez cu demisia Gabrielei de la școală și cu transferul meu în baroul din București. O bună idee! E aici vreau eu să deveniți colaboratorii mei apropiați. Remunerați cum se cuvine, firește. Terțio, cu aprobarea voastră, Găbița s-ar putea instala aici chiar de mâine dimineață. Aoleu! Ce era, Dure? Ce-ai pățit? Nu știu, mi s-a pus un junghi. Simona, dă-i un pumn după ceafă. Stai. Să știi, este splendid că Găbița rămâne la noi. Va fi ca o soră pentru mine. Radule, vină încă să-ți dau una. Radule, mă, te invidiez din inimă. Rămâi să conviețuiești cu două frumoase, a? Dar nu vrei să rămâi tu?
Mai, acum, câte ceasul, vai de mine, omul vine, dar mai și pleacă. Ce-am vorbit rămâne bătut în cuie. Bine, Alexandre, bine. Gândiți-vă bine, nu vrem să vă inoportunăm. O să ne gândim bine. Să trăim așa, știți, ca o familie fericită. Să da, trăim da, așa. Uite, nu știu de ce, dar m-ați făcut să mă simt ca acasă. Da. Ce plăcere îmi face. Da, 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 mie, da, mie. Da, 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 auzi, da, nu, e, nu e nostim, nu, nu vi se pare nostim. Nu mă da, da, stai lângă ușă. Nostim. Am intrat în casa voastră în calitate de oaspeți și ia uite cum ieșim în calitate de colocatari. Da, și plecăm noi în calitate de oaspeți. Noapte bună, copii! Vă dorim tot ce e bine și frumos pe lume! Fericire! Hai, aici, că se vei cu mușterea ușa, aici, da, așa. Pa, 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 la vedere! La vedere! Pa! Ce drăguț sunt! Dar ce faci, Radule? Ce faci, vorbești? Cu cine vorbești? Sun la Balamuc să trimit o ambulanță pentru tine. Mai, se pare că tu ai voluptatea traiului mizerii. Mă, dar ce te-a apucat? Dar n-ai înțeles ce șansă ni se oferă, ce cadou ne face viața trimițându-l aici pe acest prieten al tău. Oh, extraordinar. Țineam de pomă în apartamentul de la mansardă. Da, acum... Gata, l-am închiriat. Păi ai auzit ce a spus? Că nu va permite în ruptul capului gratuități. Da, ai primit vreun ban? Da, e un om cu bani, dragă, sunt convinsă că va fixa o chirie mai mare decât i-am fi cerut. Mai vedem noi, uite-te la mine. N-ai auzit că tu bei whisky, dar când a spus că un cabinet al unui avocat de succes le poate asigura o existență confortabilă. Între ceea ce ne dorim și ceea ce ni se întâmplă este un decalaj de necuprins. Andre Malraux. Lasă filozofia. Acest om ne-a inclus în beneficiile cabinetului său. Dorește să fim o familie, n-ai auzit? Vezi tu ce familie. Ca să nu mai vorbim despre Gabriela, viitoarea lui nevastă, care e o dulceață de femeie. Mă rog. Eu să fiu bărbat, aș fi fericit să o văd zilnic în preajma mea. Are lipici. E genul de femeie care te scoate din boală. Ca să te bage în mormânt. Hai în dormitor, hai că am planuri mari cu tine. Nu știu de ce, dar mi-e așa de frig, Radule. Ce bună ești. Bună dimineața! Bă, ce faci, puștule, dar arăți extraordinar. Vai de mine, ia zi. Bună, bună, bă. Ia zi, zi. Am făcut rău. Că am înființat pe numele vostru fundația Damocles. Nu vom vedea acum. Fundație umanitară pentru apărarea drepturilor de moștenire, domnule președinte al fundației. Vorbește încet că o trezești pe Găbița. O trezesc, gata, a plecat, e în oraș. Păi și Simona la fel, ori fi împreună? Ia zi, lasă-le-mă, ce tot mă, am făcut rău că am înființat fundația? Deocamdată nu, dar insist, eu insist să aflu cine ești. Dacă ți este bine... Crede și nu cerceta. La ce te-ai gândit când ai botezat fundația cu numele Damocles? Hai, pentru apărarea drepturilor urmașilor la moștenire, veghează Damocles cu sabia ridicată deasupra capului tău. Noi rămânem moștenitori. Care așa, noi? Noi? Noi, da. Și așa că ia pixul, scrie. Nici pix n-ai, ia pe ăsta al meu. Scrie. Da. Stimată doamnă, șterge, nu stimată. Ba nu, lasă stimată doamnă sau domnule Badea. Păi un... Sau, nu, lasă-le pe amândouă. Stimată doamnă sau domnule Badea. Vedem noi cum facem. Vă informăm că... Lasă domnule Badea atunci numai. Așa. Domnule Badea. Vă informăm că la deschiderea testamentului domnului Steven Badea... Cine e Steven? Steven scrie, Steve. Nu Steven. Da, cine, așa, e? Așa. Cine e un miliardar cu cetățenie americană, de origine română, născut în București, acum 82 de ani, decedat recent, s-a relevat clauza că fiind singur în Statele Unite ale Americii, lasă întreaga avere rudelor de orice grad din România natală, asta e bine să scrie așa, indiferent de numărul acestora. Cum indiferent? Ascultă-mă, domnule președinte, ascultă ce spune acum. Indiferent de numărul acestora, în procente egale, fundația noastră și-a asumat misiunea de a identifica acești moștenitori și pe lista prezumtivă a acestora figurează și numele dumneavoastră.
Dar tu înțelegi ce spui? Da, tu scrie, cum mă citesc eu. Dacă doriți să continuăm investigarea în ce vă privește, vă rugăm să ne confirmați urgent și să achitați o taxă de timbru. Stai, vă rugăm să ne urgent. Și să achitați o taxă de timbru în valoare de 4 euro. A, cred că încep să înțelegi acum. Sau contravaloarea în lei la cursul zilei, în contul numărul puncte, puncte, acolo vedem, treci tu numărul contului tău din bancă, vă vom contacta ulterior numai în cazul stabilirii vreunui grad de rudenie cu testator. Cu stimă, etc., președinte, da. Aici așa. Scrisoarea pe hârtie cu antetul fundației. Ne adresăm tuturor cu același nume ca al mortului. Și cine face investigațiile? Uf, multe întrebări pui. Vorbim după ce vom vedea câți ne scriu și achit această minimă taxă de timbru. Dar de unde luăm pe toți ăștia? Din cartea de telefon a capitalei și a tuturor județelor. Ca să nu mai crezi că e singurul care muncește, Găbița, iubita ta, care se culcă cu tine. Eroare, eroare. Doarme cu mine, dar nu în același pat. Dar cine te crede? Lasă. Deci spuneam ce, așa, da, bă, uite că mersem. Spuneam că în București ar fi vreo 2500 de abonați RomTelecom cu numele Badea. Și în țară încă vreo 10.000. Deci sunt 41 de județe, tuturor le trimitem scrisori la adresele din cartea de telefon. Dar ai calculat banii pentru zecile de mii de timbre? Pe francarea pentru recomandată simplă în București și în țară e de un singur leu. Corespondenții noștri plătesc cam 17 lei. Mamețești, știm la cât trimitem și nu știm de la cât primim. Domnule președinte, pe cât facem pariu că ne vor scrie mai mult de o treime dintre ei? Taxa cerută de noi e derizorie și românului îi place să moară înghesuit la pomană. Dar și ție îți place să te complici. Caragiale spunea că românul s-a obișnuit să aibă din toate câte nimic, nu e așa? Timbrele ți le dau eu. Ai, speriosule, că... Bărbații la bucătărie, da, n-avem treabă, vine aici un client al agenției matrimoniale unde lucrează Simona. Trebuie să plece din clipă în clipă. Chir Socrates Catsamuchis. A rămas în drum să ia flori. E un grec putre, da, putre de bogat. Da, putre din toate punctele de vedere. S-a născut în România și familia lui a avut la Constanța un lanț de patiserii cu plăcintă dobrogeană și merdenele. Mine acum trăiește la Pireu, iar Mator... Auzi, măi, vrea musa ai nevastă româncuță. Nu se uită la bani pentru cine i-o găsește. Băi, e nebun. Zice că dacă o găsește, îi trimite la Constanța un iaht. Are iaht? Da, cu care să vină rudele și toți prietenii ei la nuntă. Radu, hai că suntem în plus. Florea mai primit la o grădină întreagă niciodată. Oi, dar ne răspățați îngrozitor. Da, deloc, păcat că nu există ții flori la fel de frumoase ca voi. Mulțumim. Vă rog să luați loc aici. Da, ce să vă oferim? Cel mai frumos zâmbet al vostru. Vai, dar cu plăcere, cu plăcere. Numai că mai putem adăuga la zâmbet un gin tonic, un whisky cola. Dau, ce doriți? Un zecel de vin alb de murfat. Clar, să ne aduc aminte, clar, dacă aveți. Da, sigur că da. Sandu, așa rogă, un pahar de vin alb de murfat. Uitați-i, domnule Catsamuchis, aveți aici albumul, uitați aici, cu toate fetele de meritat din agenția noastră. Da, agenția mea și a Simonei, să știți. Oriste, Chiriu Catsamuchis, luați? Efaristo, Aracalo. Ți voi nu beți nimica? Suntem gata amețite de la mirosul florilor pe care le-ați adus până. Noroc domnițelor. Iasu. Spuneți-mi, mă rog, domnule Catsamuchis, îmi place foarte mult numele. Ața nume. Spuneți, cam ce gen de fată v-ar conveni? Frumoasă. Blondă ca Afrodita. Țărămosul meu Socrate, marele gânditor, îți spunea că dacă vei avea o nevastă frumoasă, vei fi fericit. Dacă nu, vei deveni filozof. Doamnelor, eu nu mai vreau să văd nicio poză. Nu mai vreau, nu. M-am hotarât. Țâtiu ce vreau și pe cine vreau. Uite,
Acesta este inelul tău. Al meu? Da, frumoasă. Vrei să fii soția mea, Țagapo? Domnule Socrate, dar eu sunt mai... Mamă gulită de această propunere. Sandu, Sandu, șampanie. Altă valet? Nu, el este... E fratele Miresei. Eu vă doresc viață lungă și fericire. Fratele Miresei, cumnatul meu? Vino, ți-a te pup. La nunta cu țora ta te învăță danseți irtachi. Paranghelie. Țitiți irtachi? Vai, vai, nenorocire. Peste două ore pleacă avionul. Noroc, am țipuț taxiului să mă aștepte. Copii, copii, abia aștept să-i dau vestea lui tata. Tatăl dumneavoastră trăiești? Da, da, tot cu o româncuța, frația de din Babadag. Are 93 de ani tata. Tata, aha. Da, fata două țețițiațe. Uite, vă las o carte de vizită. Vorbim în curând. Am plecat. Simonica? Domnule! Ba-bam, ba-ba-ba-ba-bam, triki-triki-triki, ți-au plecat în final! Boier, tot boier! Ia uite, a lăsat aici inelul, vai de mine, cât am mai diamantul! Fug eu să-i-l dau! Dar de ce? De ce să dai diamantul meu? Mă, tu ai nebunit? Nu știu cum să facem să fim cinstiți cu grecul, să-i spunem că să nu conteze pe căsătoria cu mine, dar tare n-aș vrea să-i dau înapoi diamantul. Și până nici n-ar fi politicos, nu? Trichi, 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 dar cinsta și norocul nu merg împreună, sfat din bătrâni. Deci, acțiunea Badea, bilanț. Am primit 5.284 de scrisori de la posibil succesor al lui Mr. Steve Badea din America. Și câte 4 euro de fiecare? Da, iese. Total 21.136. Așa. Descăzut timbrele. Noi am scris la 12.516 persoane, costuri timbre în euro 2.980, rotund 3.000. Banii tăi, că tu mi-ai dat timbrele. Măi, îi las asta. Câți bani ne-au mai rămas? Cum curat, adică, curat, câți bani? Stai, cum adică ne-au rămas? Procedurile pentru identificarea adevăraților moștenitori nu costă? Care moștenitor? Nu. Care Steve Badea? O să nu-mi spui că totul a fost o escrochetă. Măi, vezi că te exprim vulgar. Zi cât e câștigul nostru net, asta spune. 18.156 de euro. Așa. Banii tăi, tu ești investitorul. Eu nu vreau să-ți fiu complice. Bă, dar tu nu ești complice, ești asociat. Nu-mi ești miroase. Partener. Ne. Eu fac numai treburi curate. Vezi tu vreun om normal să ne reclame pentru 4 euro? Bă, dar dacă găsești tu nu zici că îl costă mult mai mult formalitățile. Și ce să reclame? N-am promis nimănui nimic. Dar l-ai luat. Măi, ai scris cu mânuța ta. Vă vom contacta ulterior numai dacă se va stabili vreun grad de rudenie cu testatorul. Îți dau 8.000 de euro să vă luați o mașinuță cochetă, drăguță, dar care să nu bată la ochi. Adevărul e că și eu și nevastă mea ne-am dorit o mașină, dar de unde bani? Mă, dacă te uiți pe stradă, vezi numai SUV-uri scumpe cu pipițele aferente la volan. Asta e mândria mitocanului. Tot Caragiale zicea că mitocanul se naște jignit. Circulă butada că prostul nu e prost destul dacă n-are lanț și ghiul. Aoleu, am uitat. Să-i dau banii băiatului care a lucrat timbrele postale pe calculator și l-a scos la imprimantă. Bă, tu mai nebunii sunt false? Măi, eu ce să mă fac eu cu tine? Eu nu înțeleg. M-ai omorât. Meseria și falsifică bani, acte de proprietate, diplome de studii, caziere, diplome de revoluționar și tu ai apăsări cu timbrele de un leu? Plicurile au ajuns la destinatari. Pagubele sunt ridicole. Da, ești mare, lefteriule, sau cum te cheamă. Auzi? Cum te cheamă? Păi ia gândește, cum te cheamă, ha? Nu-i mai bine să nu știi? Dar ce-i spun Simonei dacă mă întreabă de unde am banii? Mai nebunit. Venituri de la fundație. Unde e Simona? A plecat la agenție. Ah, bravo. Mă duc și eu în târg, că am de făcut unele aranjamente. Triki, triki, bye, bye. Da, ok, ok. Ne vedem mai târziu aici, acasă. Succes! Morning, sir! Nața! Simona, și-a băut cafea, o să o bem împreună. Simona e cu treburile ei la agenție. Ah, să nu-mi zici că suntem singuri în toată casa. Nu te amenință niciun pericol, Gabriela. M-am gândit și eu la un moment dat așa. Nu, inutil, inutil. Sunt un tip corect. Ești femeia unui om cu care trăiești în casa mea. Nu se face. Ne-am iubit pe vremea când erai femeia nimănui. Și a tuturor. Opa,
e gelos. Nu, ai dreptate, poate sunt o fată slabă la refuz. Ei, nu ești un slabă la refuz. Na, dar ai crezut cumva că vreau să divorțești și să mă mărit cu tine? Niciodată. Mai cu seamă după ce am cunoscut-o pe Simona. E o persoană adorabilă. Asta e adevărat. Na, știu exact cum stau lucrurile între noi. Și uite, ca să nu mă crezi bâtă la capitolul cultură, îți amintesc niște versuri din, cum îl cheamă, din, Minulescu. Ia zi. N-a fost nimic din ce a putut să fie. O, intelectuali. Și ce a putut să fie s-a sfârșit. Și atâta ai tot ghicit. Din ce a putut să fie n-a fost decât un searbăt început, da. De simplu fapt divers, da. Ce nu se știe în care timp și în care loc s-a petrecut. Da, eu știu că ai să mă înșel chiar mâine. Tot Minulescu. Ia spune-mi, de unde până unde tu încurcată cu Lefteriu? Dar nici nu-l cheam așa. E, noi îl știm de domnul Alexandru. E un tip cu bani, cu relații, e săritor, da. Ajută pe toată lumea. Bine, cu șpagă, bineînțeles, dar nu lua decât după ce își făcea treaba, să știi. Uite, de exemplu, când mie mi-a refuzat viza pentru America, m-a pus să fac cerere din nou. Dar ce făceai în viză? America? Treaba mea. Ceruse-mi viză pentru 30 de zile și am primit pentru 10 ani. A? Ce zici? Cu suspendare. Mai sunt șmecheri care se laudă că-ți rezolvă cererile pe la diferite organe și dacă ies aprobările la întâmplare, iau ei șpaga. No. Păi uite, când niște fete l-au rugat să le ajute cu un contract în străinătate să danseze la un bar din Antalya, da. Nu s-a băgat. Vai, da, câtă seriozitate. Vai, păi da cum? Mie mi-a spus să nu mă duc. Și bine am făcut că impresarul era de fapt un proxenet care le-a luat actele și le-a băgat la produs. Asta ți-a spus el și da. Tu ai crezut. Păi da, sigur, cum să nu? Păi am plâns când am văzut și le-a trecut prin cap la mărâtele astea. Le-au trimis acasă la Pașca, mine de acolo sunt și eu. Mă miram să nu fii moldoveancă. Ce lipici aveți voi, mă, de a-ți cuceri toate televiziunile, toți fotbaliștii și bogătanii de tranziție. Avem și noi secretul nostru, Cum ai ajuns cu el la noi în casă? Păi așa mi-a spus el. Găbiță, am o misiune pentru tine. Hai, nu-ți face griji. El e omul care aduce bani, e boier, e mare boier. Da, mare, 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 mare. Hai că urc la mine în cameră. Felicitări! Ești amanta unui mini-mogul. Ce să spun? Dragule, cu cine ești acasă? Ca și singur. Porumbeii n-au coborât din cuibușorul lor de nebunii. Da, nu e problema noastră, dragă. Doamne, dragă, sunt supărată foc. Ce ai mai pățit? La agenție avem angajat o femeie de serviciu, una de Mimura. Așa. O țigăncușă tânără, vrednică, cinstită, curată, tot ce vrei. Ce crezi că a pățit? A călcat pe bec. A rămas gravidă și a decis să lase copilul. Iar bărbatul, ca toți bărbații, a dat bir cu fugiții. Bineînțeles că familia de bucurie, când afla vestea, a gonit-o de acasă. Dar care-i problema ta? Măi, am adăpostit-o provizoriu într-o debarală agenție. Eu mor de mila ei, dar nu știu ce să fac acum, ce-i de făcut în continuare. Păi unde i-a fost capul? Dar ce nume e ăsta, Demi Mura? Păi nașa, ei a fost fana Demi Mura. Demi Mura asta n-are cum să-l crească singură, dragă. O soluție ar fi orfelinatul. Să vorbesc și cu Alexandru, poate că are el vreo idee. Păi ce puiule, Lefteriu e asistentă maternală? Da, e un tip deștept și omenos. Te duci tu să-l chem, te rog. Mă, cum te complici tu, nu se complică nimeni. Bine, hai, mă duc. Neasandu! Neasandu, te dorește nevastă mea! Nu e acasă, dragule, sunt singură! Ce să-i spun când vine? Să se prezinte la un talk show cu doamna doctor Mareș, soția mea legitimă. Salut, voios, bucuroși de oaspeți? Care oaspeți, Alexandre? Voi sunteți ca acasă. Ai picat la țang. Simona tocmai te căuta pentru un sfat de taină. Da, pentru un sfat. O fată de la noi, de la agenție, închisă la culoare. Urmează să aducă pe lume un copil nedorit. Și nu știu care sunt formalitățile pentru a fi dat la leagă. Punct ochit, punct lovit. Adică? Să nu-mi spui am clientă de copil. Ce e, băiat, fată, ce e? Băiat. Gata, afară, la export, gata, l-am rezolvat. Hai. Din câte știu, adopțiile internaționale nu mai sunt posibile. Cândva au fost, chiar o afacere bănoasă. Mai ușor, să explic, pe înțelesul tuturor. Eu cunosc un englez. Da? Bine, persoană importantă. Nici nu mă miram. Da, care vrea să adopte un băiețel de la noi. Domnul acesta poate trimite un act notarial prin care recunoaște relația cu mama și implicit că el este tatăl acelui copil. Și nu se face test ADN? M-ați înnebunit cu testul ADN. Testul ADN se solicită când un bărbat nu recunoaște că el e tatăl.
Să-mi dați datele fetei alea și să le dau și eu pe ale englezului, ca atunci când declară copilul să precizeze identitatea tatălui. Crezi tu că sunt șanse? Mă, eu nu mă bag decât acolo unde se merge la sigur. Ce mă, nu mă cunoașteți, bine. Că să nu vă mai amintesc că lira sterlină este cea mai tare și că noi nu ne ocupăm pe gratis. Gata, am plecat. Mi-ai luat o piatră de pe inimă, Alexandre, îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Bună! Bună, Gabiță, să știi că a venit și Alexandru, dar ești un pic prin afară. Ah, bine că e acasă. Vreau să-i raportez misiune îndeplinită. Vă las să bârfiți că am ceva de citit. M-a rugat un prieten să văd teza de doctorat a lui Filip. Da, 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 bine, bine. Da, da, ce elegantă ești. Ah, îți place, îți place. Te-ai îmbrăcat pentru cineva anume? Ah, nu, deocamdată nu. Deși, să știi, ca să te poți îmbrăca numai de la magazine de firmă, trebuie să te dezbraci acasă la mulți sponsori. No, spuneai că ai fost în misiune. Informație clasificată? A, nu cred. Adică? Păi, am văzut că Alexandru nu se ferește de voi. Uite, îți spun ultima lui lovitură haioasă foc. Adică? Știi probabil că de curând s-a deschis marele magazin de bijuterii Gold and Diamond. Da? Da? E, uite, Alexandru a fost acolo în ziua deschiderii. Omor de lume. Bine, la deschidere sunt prețuri promoționale. Da, da. El s-a uitat la mai multe exponate și apoi l-a restituit vânzătoarei. Da. Asta a observat, sau mă rog, a pretins că a observat lipsa unui cercel. Păi da, ce să facă cineva cu un singur cercel? Vai de mine, dar cercei cu smaralde mari sunt foarte valoroase. Și cum? Cum s-a descurcat Alexandru? A fost scandal mare. Ăștia de la magazin au chemat poliția. L-au căutat la sânge pe Alexandru. L-au dus la secție, de la secție la medico-legal, da? Acolo au făcut radiografie să vadă dacă n-a înghițit cercelul. Alexandru? Alexandru a luat cercelul? Na, nici vorbă. L-au eliberat imediat, cu scuze. Dar la el nu merge, să știi că nu merge deloc. Da, să știi că putea să fie o hoție a vânzătoare. Nu, nu se poate. Că Alexandru m-a trimis după aia la magazin pe mine să recuperez cercelul. De unde? Cum să-l recuperez? Păi stai să vezi, stai să vezi. Vânzătoarea a fost întrebată ceva de un alt client și a întors capul o secundă. Alexandru a palmat cercelul și l-a lipit cu gumă de mestecat sub marginea de șchelei. Și te-a trimis să-l iei tu? Vai, nu ți-a fost frică? Ba da, ba da. Bine, dar m-am gândit că nu-l furasem eu. Eu doar l-am găsit. Uite așa, întâmplător. M-am îmbărbătat singură. Bine, Alexandru mi-a promis 40% din banii obținuți din vânzare. Vai de mine, dragă, Alexandru, e un pungaș de geniu. Mă rog, ai suflet mare și mână spartă. Nu, e un om foarte, foarte credincios. Serios? Da, nu pornește niciodată o nouă afacere fără să dea acatist pentru reușită la biserică. Bun, hai că mă duc sus ca să-i predau marfa. Da, auzi, Gabi, știi ce mi se pare mie foarte straniu? Relația asta dintre voi nu pare a fi de soț și soție. Uite, tu ai renunțat la catedră în favoarea unui statut de complice, dragă, de nuntă. Și mai poate fi vorba. Poate că, mă rog, poate că sunt indiscretă. Nu, 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 uite, uite, spun adevărul, pentru că tu mi-ești dragă. Asta e. Mai cu seamă că în curând ne vom despărți. Da, eu plec din țară. Cum? Fără Alexandru? Fără. Păi Alexandru nu e nici măcar amant. Și nu din cauza mea. Păi bine, dar atunci de ce stați împreună? Mă folosește. Și să știi că nu sunt profesoară. Sunt dansatoare de bar. Sunt din Pașcani, am bântuit prin București, am dansat la barul Colibri. De acolo m-a luat Alexandru și m-a adus aici. Bine, pentru scurtă vreme, pentru că plec definitiv în Israel. Deci pe aici, pe la noi, tu ești așa, întrecere spre Israel. Da. Mă rog, dar măcar faci o partidă bună? Sper. Uite să spun cum a început povestea. În programul de la barul nostru a fost și un iluzionist, Trombonino. Mă rog, un evreu din Haifa. Fiind mai destupată la minte, m-a instruit ca parteneră. Îți pare o aventurieră, nu-i așa? E, uite să știi că sunt dependentă de scenă, de spectacol. E drogul meu, scena mă îmbată. Gabi, sper că știi ce faci. Dar acolo așa la început să aveți din ce să vă întrețineți, mulțumitor măcar. A, nu, că mă duc și eu cu niște bani acolo, da. Păi de-aia am stat pe lângă Alexandru, că altfel. Bine, deocamdată putem să avem un contract la un circ mai mic din Cipru. Haide, ce surpriză mi-ai făcut, Gabi.
Doamne, așadar deci nu ești profesoară? Nu, dar de unde? Am terminat ASEU. Iau. Da, m-am dus să mă angajez după un anunț și directorul mi-a propus să acționăm simultan. Adică? El îmi ridică leafa, eu îmi ridic fusta. Ah, doamne. Da. Și atunci, spune-mi, Alexandru e avocat? Da, nu știu precis, nu, dar ceva e, 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 nu știu, avocat, procuror, judecător, dar ceva este sigur. Doamne, sper că nu este inculpat, doamne, Simona, Simona, te super, dacă te rog și eu ceva, te rog ca tot ce ți-am spus acum, aici, să rămână între noi, fetele. Promit, îți promit. Mersi, uite, uite că... Hai că mă duc sus la Alexandru să duc marfa și vorbim mai târziu. Bine, du-te, du-te. Să aveți o seară frumoasă. Alexandre, s-a întors de la Londra, de Mimura. Țigâncușa care i-a aranjat o adopție a copilului cu engleză. Vrea să treacă pe aici și vrea să ne povestească și ea. A mers, spun eu, a mers totuși în ur. Ia, hai și tu aici, ia, uite. Ai și tu niște bani aici, niște lire, ai făcut lobby pentru țigăncușe, ai, ai, gata. Ia trebuie să fie. Eu mă duc sus să-mi pun un DVD de la anunta lui Elton John, când era el mireasă. Bine, bine, bine. Țară mâinile, hello! Țară mâinile! Țară mâna, bine făcătoare! Să te pui! Lasă. Frumoasa mea, frumoasă, țară mâna! Vino, ce faceți, bine? Bine, bine. Uite, v-am adus aici două sticle de whisky, dar din cel mai fin, una pentru Matale. Nu era nevoie. Ba da, și una pentru domnul procuror general. Acela recomandat personal de dumneavoastră și care mi-a înlesnit figura cu adopția la truc, pupăi-o ștâlpile lui. Mulțumesc, mulțumesc și pentru cadou și domnul recomandat de mine e avocat, să știi. Hai, lasă-mă. Da. Da? Păi mai bine, doamne, pentru mine e icoană făcătoare de minuni. Da, am luat un ban și datorită dumnealui și datorită dumneavoastră, să rămână cu agenția aia Damocles, da. Damocles. Să rămână. Am eu copil, lorduleț? Am. Da, dar e adevărat că numai după tată, Sir John. Da, am semnat și eu transferul la el. Are tată viu? Și mamă din flori. Hai, dar să știți că britanicii mă respectă acolo. Că mi-am tras-o cu... Adică, pardon, să rămână, iertați-mă că, adică cu lordul, știți că i-am făcut copil brunet. Asta e. Da, și ei nu știa șmenul. Dar au fost corecți și m-a invitat la botez. Și am luat cu mine toată șatra. Serios? A trimis lordul bani de drum pentru întreaga familie? E, numai pentru mine, bre. Căile alții sunt acolo de 3 ani. Da, păi când am intrat noi în UE, ei au intrat peste englezi. Și unde a avut loc botezul? Botezul copilului? Cumbri la castel în Scoția, lui lordul. Da, da, e să știți că e mult mai nașpa decât alu Bulibașa nostru din Sinești. Doamnă, a fost un botez că i-am spart pe toți regaliștii ăia. Băi, dar cum? Că am venit cu regii și cu împărații mei. Da, ăștia au fost de bază cu darul, căilalți, gentlemanii, au dat doar congratulation de-alea. Da, dar de la ai mei, bre, s-a strâns 3 litre de salbe aur gold și pentru micuțul prinț, să mor dacă te mint, un costumaș de cavaler din zale cu coif și cu suliță. Da, da, frumos! Cu plăcuță pe el, vestimentația prințului Jones asigurată de combinatul Sidex Galați. Adică de unde până unde? Păi că de acolo s-a julit conductorii de platină. Da, da, doamnă, să vă spun, știți ce program artistic le-am făcut? Da, vă iau de pe jos cu șpaclu, nu alta. Spune, mă rog, spune. Hai să vă povestesc. Păi a cântat Arafului o streață de la Bolintin. Aha. Așa. Și ca gurist, pe cine crezi că l-am adus? Pe cine? Pe Adi de Vitro. De Vito. N-auzi, bre, de Vitro. Nu adică de Vitro. Păi nu știi, un nou copil minune făcut în eprubetă și culcat de mic pe țambal, ce dracu. Da, și-a venit cu copiii și prințul Charles. Așa, ăla, bă, știi? Da, bre, care se flutură prin România, că și acasă pe pământ. Și știți cum plângea prințușorul când i-a cântat Gogu basistul? Trece, trece trenul printre munții, încărcat cu deținuții. Îl știi? Și a vrut să îi lipească pe frunte un ghemotoc de lire, dar Gogu a refuzat. Păi e full de money. Îl știi pe Gogu? Ai, bre, care 6 fete l-a produs în Piccadilly.
Adică nu e pește, înțelegi, e lordul protectorul. Da, 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 mă bucur, orice caz mă bucur pentru tine. Auzi, mâncați așa, știi ce s-a distrat englezii când i-a învățat vărul meu Gică Stallone să danseze perinița? Ia, serios? Da, și pe bunica lui băiatul meu a învățat-o, ce crezi, geambaralele. Da, asta după ce baba s-a făcut mangă cu afinat adusă de mine. Mai mare rușine, auzi? Dar chiar mă bucur și sunt fericită că suntem rude cu ei, da. Da, important e că ai scăpat cu bine, da, Demi Muro, asta e important. Pe viitor trebuie să fii mai atentă, așa, că știi tu, ulciorul nu merge de multe ori la apă. Așa e, mâncața și bafta matale. Dar ce să facem, doamnă, dacă așa e timpurile? Păi fetele mici nu mai vrea să fie fete mari. Acum, ce să fac? O să mă ferești și eu așa, sărumână. Mă duc că am 1000 de treburi de făcut. Și sărumâna, și să nu uitați să știți că cine pe săraci ajută, pe Dumnezeu împrumută. Simona! Simona! Aoleu! Dar și domnișoara e tot în poziție? Nu, cu domnișoara e altceva. Hai, du-te de Mimiro. Bă, vorbim noi la agenție. Bine, să rămână, mâncați-aș bafta ta și sărutați-aș sufletul și mâinile. Să fii sănătoasă. Să te pupă pe copil că ți-l-am furat. Aoleu, ce inimă bună. Gabi, ce s-a întâmplat? Nimic. Dar nu-mi place că mă despart de voi. Ce să fac? Sunt o sentimentală. Să aveți grijă de voi. Stai liniștită. Există avioane, telefoane, convorbiri pe internet. Se circulă fără viză. Da. Cine ne împiedică să ne mai vedem, nu? Da, așa e. Așa e, cât Alexandru e în floare, în portofel, nu vă doare. El rămâne cu voi. Eu o să-mi caras toate bagajele, dar vreau să mai dau o masă la despărțire. Diseară, la bar unde am dansat. E plăcerea mea. Vom fi acolo. Bine, uite, acum mă duc să-mi iau bilet de avion. Pupici! Nu, stai că te conduc și eu până la colț. N-am o treabă la urmă, ești. Păi stai, nu să-mi duc pe stradă, te rog. Sandu, ești acasă? Sunt și când plec te iau cu mine. Nu știu cine ți-a băgat ție în cap că ai haz. Te-am strigat să-ți mulțumesc, fiindcă dispare Gabi din casa mea. Mi-ai luat o grijă de pe cap. Păi, mulțumesc și vede că iau hotărât să plece. Se mărită, vezi că m-ai bănuit degeaba. Hai, pe lasă, mine, că lasă, sunt curcat cu ea, da. Vrei o cafea? Cu tine vreau orice. Bă, ce faci tu cu cartea asta? Ce scrie aici? Mare scroci a istorii? Cine citește prostii astea, mă? Vreau să te cunosc mai bine. Las-mă, pace, am citit și o carte asta. Nu găsești nicăieri în lume genii ale imposturii ca la noi. Ce spune ție numele de Victor Lustig? Victor Băiatul Lustig. Acesta a vândut de două ori la fiare vechi turnul Eiffel. Pe și l-a promis și a luat bani, gata. Păi la noi s-a vândut toată industria națională cu tot cu pământul de sub buzine. Păi se compară, Lustig ăsta al tău a murit la închisoarea Alcatraz. Păi arată mie un escroc la noi în pușcărie și m-a dus să stau lângă el. Mie mi-a plăcut de Christopher Rocancourt, care trecea drept membru al familiei Rockefeller și a frărit oameni din cei mai importanți. A făcut și multe afaceri cu acte de proprietate false. Păi lasă, nu mai vorbim mie de acte de proprietate false, că în România s-au restituit sute de mii de proprietăți la proprietari escroci. Cu șpaga aferentă. Dar de unde le știi tu toate astea? Ei, măi, Rocancourt, cum ai zis, îl cheamă? Da, francezul ăsta Rocancourt era simpatic. S-a dat drept fiul Sofiei Loren, nepotul lui Oscar de la Renta, al lui Dino de Laurentiis, s-a însurat cu cel mai frumos model playboy. Da, măi, tipul era copil de mamă prostituată și tată alcoolic. El hoț de mic. La noi ăștia se cheamă dizidenți, măi. Da, să spun și despre Al Capone? Lasă-mă cu Al Capone, nu mai spun. Lasă-mă, un bou. Ce se mai numește? Un bou, asta e. Un bou care s-a lăsat închis pentru evaziune. Păi la noi se întâmplă așa ceva? Asta e marea diferență. Toți ăștia pe care mi-a înșelat au făcut pușcărie. Păi, băiatule, aici e Parcul Libertății. Am vrut să te întreb de mai multă vreme. În regimul comunist ai dat vreun tun? Păi, dar ce e tun? Tu vezi că în tot ce fac am grijă să nu fiu agățat? Păi, în anii aia, eu am fost mai prudent decât acum. Dă-mi un exemplu. Păi, îți dau imediat. Eram activist, tu de ce? Așa. Bine, eram tânăr, aveam vreo 18 ani, nu știu, cam așa. Eram activist. Și am cumpărat pe banii mei, de la mai multe librării, tablourile lui Ceaușescu. Ești nebun. Măi, costa un leu tablou. Vezi? Mergeam cu ele la organizații de tineret, în fabrici, școli, universități și APE-uri și spuneam că e sarcină să se cumpere, să ajutăm partidul, știi? Nu ceream un preț, dădea fiecare cât voia. Dar niciunul nu dădea un leu. Se jena și se cumpărau cu zecile, întrecere între organizații. Când m-a luat la întrebări un secretar,
Ah, uite că-i uit numele, cum îi cheamă, în fine, mi-aduc aminte. L-am rugat să-mi arate un alt tânăr care a difuzat atâtea tablouri cu șeful statului. Și? Ei, am fost evidențiat într-o adunare generală. Nu spun ce de bani am făcut cu aprobările de la Consiliul de Stat. Vai de mine. Pentru căsătorii de românce cu cetățeni străini. Aveai pile și la Consiliul de Stat? Ei, aveam pile, de unde să am pile? Aveam niște puști care se lăudau discret când mergeau să ridice aprobările. Că tovarășul Precup, știa așa mă chema, le-a rezolvat cererile. Eu eram Precup. Nu e normal. Făceau să ajungă la mine solicitanții și îi repezeam pe toți. În sensul că nu am o funcție oficială, nici vreo influență, că nu iau mită și așa mai departe. Adică toate prevederile din codul penal de care puteam fi acuzat. Băieții mei le spuneau că așa fac eu pe nebunul, că sunt foarte corect și nu iau bani decât dacă iese aprobarea. Cei care primeau aprobările povesteau că eu le-am rezolvat și că am meritat banii. Iar cei refuzați îmi lăudau cinstea că n-am luat bani fără să rezolv. Nici măcar un leu. De fapt, în realitate, nu făceam nicio intervenție și nu promiteam nimic, nu mi-atribuiam calități oficiale false, eram beton. Bine gândit, marele maestru. Aiurea, eram un găinar. Maestrii sunt ăștia care au făcut dintr-o țară mică o țară de loc. Auzi, Alexandre, nu mă lăsa să mor prost. Cum te cheamă în realitate? Consilierul Baciu, colonelul Neagu, procurorul Precup. Și datorită ție, avocatul Lefteriu. Am acte pentru toate aceste identități. Nu te tem că într-o zi se întoarce roata și te saltă mascații? Eu tremur pentru simplu fapt că am primit niște bani de la tine. Ia zi, ai semnat ceva? Ai apărut undeva? Ai făcut personal ceva necinstit? Nu știi de câte ori îmi tremură sufletul când aud sunându-se la ușă. Păi n-avem pe unde fugi. Da, da, da. Închide-te și deschide. Da. Bună ziua! Cine este domnul Viorel Stanciu? Nu stă nimeni cu numele ăsta aici. Eu sunt. Vă stau la dispoziție. Felicitări din toată inima. Suntem de la Biroul Electoral Central. Ați fost ales cu vot uninominal în Senat. Să ne trăiți, domnul senator! La mai mare! Ați ascultat Minciuna cu picioare lungi de Dan Mihăescu. Adaptarea radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Simona, Stella Popescu, Radu, George Mihăiță, Lefteriu, Virgil Ogășanu, Gabi, Medea Marinescu, Demi Mura, Adriana Trandafir, Socrate, Alexandru Bindea, Agentul, Valentin Teodosiu, producător Vasile Manta, redactor Domnica Țundrea, regia de montaj Dana Lupu, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală George Marcu, regia tehnică Vasile Manta, regia artistică Dan Puican.